Trei premieri importanți sunt astăzi în Ucraina, la Kiev, se întâlnesc cu președintele ucrainean. Lumea se întreabă de ce nu este și premierul României acolo, spre exemplu, domnul Nicolae Ciucă. Acum nu știu să vă spun de ce nu este. Înțeleg Dar în opinia dumneavoastră ar fi trebuit să meargă acolo? Nu știu să vă spun pentru că dânsii au fost trimiși, după informațiile pe care le deținem din media, după un mandat primit informal din partea Comisiei Europene și Consiliului Europei. Consiliul European. Deci aceasta este informația pe care o am. Au stabilit că vor merge cei trei în Kiev și e foarte bine că s-au dus pentru că a fost un semnal extrem de important că Europa se implică activ în criza de la Kiev și că războiul de la Kiev și că sunt alături de Zelenski și de poporul ucrainean. Un semnal extrem de important, mai ales că au mers cu trenul. Cu trenul. Date fiind și condițiile, aeroportul nu puteai merge cu avionul. Corect. A fost un semn de curaj pentru liderii Europei.